Imediat, oameni buni, imediat mergem la prietenul nostru Magito, dar până atunci hai să vă arătăm cum a fost aseară la un eveniment fabulos, mai tare ca absolut orice sindrofie de la Hollywood. Aseară a avut loc petrecerea Viva. Au fost zeci de vedete îmbrăcate în ținute care mai de care mai strălucitoare, care mai de care mai colorate, care mai de care mai prețioase. Ei bine, vreau să vă spun ceva. Cine credeți dumneavoastră că totuși a purtat o ținută de 90.000 de euro aseară la petrecerea Viva? Da, ați auzit foarte bine, 90.000 de euro o ținută. Acum, sincer să fiu cu dumneavoastră, eu m-am dus în tricou pentru că sacoul ăla de 1.000.000 de euro, ciucă, l-aveam încă la curățătorie, știi, nu? Da, mă rog. Despre ce este vorba, vă las să priviți și să admirați și să vă minunați ce petrecere faină a fost aseară. Proprie, nu e ceva pregătit special pentru această seară? Măcar te-ai gândit cu câteva săptămâni, luni în urmă, pe asta o iau la Viva. Nu, m-am gândit chiar azi dimineață. Și am ales o geantă a mamei mele cu poveste. E o geantă vintage, o purta acum 40 de ani, ea m-a părăsit acum 38 de ani, este înger de atunci. Și am un sentiment special purtând această geantă care, iată, e la modă și astăzi. Spune-mi, este viața roz pentru tine? Pentru că astăzi aceasta e culoarea din ochii tăi. N-a fost niciodată și nu e nici acum. Sunt mereu praguri de trecut, sunt mereu probleme de rezolvat, dar până la urmă asta e viața, o provocare. Este o rochie scumpă? Nu, e făcută de mine. Deci e mai ieftină pentru mine. Pentru tine, dar dacă eu vreau să-mi o achiziționez, cât ar costa acest model? 800 de lei. De ce te-ai îmbrăcat așa, Roxana? Ce ai vrut să ne arăți? Mi-am scos la înaintare, la întâlnire în seara. Ai scos la înaintare și ți-ai scos de tot, da? Da, da, da. Să noi. De ce? De ce ai luat această decizie? Pe tema asta, că a venit vara și în toamnă mi-am făcut o intervenție de micșorare, ridicare de sâni și astăzi am scos la înaintare. De obicei sunt îmbrăcată mai până în gât. Vreau să știu dacă ai contribuit și tu la ținuta soției, măcar dacă ți-ai dat cu părerea sau pur și simplu te-ai trezit cu ea. Cu părerea mi-am dat, în sensul că atunci când am văzut-o îmbrăcată am zis, wow, asta e. Acum, pe ce ai pe tine, evident, nu ție. Ce? Unde ne-am duce? Sincer, din ceea ce mi s-a spus, peste 90.000 de euro. Stai puțin. Peste 90.000? Nu 9.000, peste 90.000. Dar și eu când am auzit acest ceva, nu mi-a venit să cred. Giulia, tu ești mai scumpă decât apartamentul meu. Eu am câteva culori preferate. Îmi place fucsia, îmi place verde, îmi place albastru și îmi place turcoaz. Nu ai știut exact pe care să o alegi. Avem de toate. Am renunțat la alte culori în seara asta. Este rochia mea preferată. Este din garderoba proprie? Da, este din garderoba Kiki's Closet. Adică a mea. Te-aș fi întrebat cât costă o astfel de rochie. Mai nu știu, este neprețuită. În primul rând că este a mea. Și în al doilea rând, pentru că este unică, este făcută pentru mine. Te-ai stat mult să-ți alegi ținuta? N-am stat mult, dar e o creație făcută special pentru acest eveniment, ținând cont că în ultima perioadă m-am apucat și de o colecție de haine pe care am făcut-o. Am zis, băi, trebuie să-mi creezi ceva drăguț. Dar este făcut de o creatoră româncă, dar are un preț corect pentru cât de calitativ este. Dar cred că accesoriile sunt cele care... Dacă ar fi să calculezi aproximativ cam tot ce ai pe tine, cât ar valora? 2000 de euro. Cătălin, am observat, ești cel mai bine îmbrăcat în seara asta. Fii atent. Eu sunt obișnuit ca femeile să mă mintă, îți jur. Cine ți-a ales ținuta din seara asta? Tu singur? Să spui, păi nu se vede. Aia am vrut să zic. Nu știu dacă cred că cineva ar putea să își asume credit pentru așa. Eu am înțeles că e colorat.
colorat, ia verde, oricum eu știu 5 culori, nu știu că am de astea. Care sunt ale? Roșu, verde, albastru, galben și violet. E bine și așa. Eu spun, dacă ești bărbat și știi mai mult de 5 culori, e dubios. Te-a luat mult să te gândești cu ce să te îmbraci în seara asta la cea mai importantă petrecere a anului? Nu știu dacă o să mă crezi, dar absolut deloc. Cred că în jumătate de oră am avut deja ideea de ținut în minte. A mai durat puțin timp, undeva la vreo 5 ore, ca să strâng toate piesele. Valorează ținuta? Cred că putem spune că dau moda, așa că să socotească telespectatorii cât valorez. Zi-mi așa, aproximativ. 2500 de euro, da. Este acceptabil, să știi că am avut pe cineva cu 90.000 de euro. Da? Eu n-am văzut pe aici nimeni care să arate că valorează atâta. Păcat, foarte pare păcat atunci. Am stat un pic să mă gândesc ce anume ar trebui să port. Până la urmă am zis că vreau să mă simt bine. M-am uitat în garderobă, am văzut rochia pe care n-am mai purtat-o. Deci este din garderoba personală, n-ai investit pentru acest eveniment? Am investit, având-o deja. Ținuta, accesoriile, cât ar valora? Vreau să știu dacă te iau acasă, dacă mi te permit. Rochia costă în jur de 1500 de euro. Este făcută din mătase naturală și este făcută în atelierul meu. Bijuteriile neprețuite, diamante. Și coafura prietenul meu, Basam. Deci, și... nu știu, ca un calcul, să spun. Deci, diamantele câteva da, mii de euro? Sandalele 1200 de euro. Lenjerie intimă ai? Da, fucsia. Cu sclipici. Ui, nu o vedem că nu se... Dar de ce roșu? Pentru că viva la vida trebuie să fie ole. Este roșu o culoare care te reprezintă? Da, e una din culorile... Tere, forță. E una din culorile care îmi place foarte mult, da. A durat mult până ți-ai ales această ținută pentru petrecerea anului? Știi că la început am vrut să pun altă rochie și după aia mi-am adus aminte că aveam această rochie pe care n-apucasem să o port și m-am hotărât să o pun în ultimul moment. Aveam mai multe variante de rochii, el și-a lăsese costumul înaintea mea și aveam mai multe opțiuni și le-am arătat. Și am zis că hai să vedem cu care, ca să ne și asortăm, că noi mereu ne asortăm în orice. Poate nu vorbim mereu, dar mereu ne asortăm, știi? Și el a văzut-o pe asta, a zis, nu, asta e, că se potrivește cromatic, nu știu ce. Mi-a sărit în ochi, da. Și n-am putut să mai dorm.